Casa de modă lui Vuitton a folosit ea românească din mărginimea Sibiului în noua colecție, fără să precizeze însă și de unde provine. Sesizarea a fost făcută de o asociație care cere celebrei case de modă să scoată piesa din colecție. Asociația mai cere brandului să obțină acordul pentru a folosi ea din partea comunităților românești. Aceasta este cea mai recentă colecție a brandului de lux. Cămășile și costumele de baie sunt copiate după costumul tradițional creat în mărginimea Sibiului. E frumoasă pentru cine a făcut-o, dar pentru noi... Nu, eu am vrea mult mai încărcată, partea de sus, la gât în jos, să fie așa cu brâurile așa, mai dese. Pe site-ul brandului, cămașa costă numai puțin de 5.150 de dolari și nici urmă de credit către comunitatea românească. Cază presupune că acordul trebuie obținut și în cazul nostru de la comunități. Dacă comunitățile își doresc ca noi să mergem mai departe cu această campanie, vom proceda în consecință, dar iată că entuziasmul este debordant. Vestea a ajuns și la meșteșugare din zona Sibiului, care au reacționat rapid, inclusiv pe rețelele de socializare. Oriunde, toată lumea, și pe stradă, nu numai pe bodum. După o roche cu paiete nu întoarce nimeni capul, dar după o ținută de haină de costum național, toată lumea stă să te aplaudă. Comunitatea creatorilor de ei a creat o petiție prin care îi cere brandului să scoată piesele din colecție până când va obține un acord cu privire la creditarea originii. Și ministrul culturii, Raluca Turcan, a reacționat în acest caz. Intenționez să mă implic într-un dialog cu reprezentanții companiei pentru recunoașterea valorii patrimoniale și culturale a pieselor tradiționale românești. Abordarea va fi una în spiritul obținerii recunoașterii la nivel internațional a valorii inestimabile a tradiției românești și a transpunerii acestui incident într-o oportunitate pentru a face cunoscută ea sau cămașa românească tradițională la nivel internațional. Ea este una dintre cele mai importante piese ale portului popular românesc. Însă nu este prima dată când este preluată de designeri internaționali. Prima casă de modă a fost Yves Saint Laurent, care în 1999 a creat o colecție întreagă de astfel de piese vestimentare cu inspirație tradițională intitulată La Blouse Roumaine.